Brutăria Sabău. Gustă diferența. Mirosul pâinii din copilărie. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Găsi tuturor din nou împreună aici la Dareghin TV și, bineînțeles, Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileriu, o nouă ediție, Reginul în direct pentru dumneavoastră. Vă reamintesc, în micul ecran Dareghin TV, Radio, Radio Galaxia 96,3 FM, pagina de Facebook Dareghin TV vă stă la dispoziție, numărul de telefon 0365100116 dacă doriți să interveniți apropo de subiectul de astăzi și, bineînțeles, live pe internet, absolut orice suport, calculator, laptop, tabletă, telefon, mă rog, dacă mai există ceva, noi suntem acolo live 100%. O viață în slujba culturii este subiectul de astăzi și invitatul meu este domnul Zaharie Mann. Mulțumesc, domnul Mann, că ați acceptat invitația și bun venit. În primul rând, vreau vreau să o luăm pe o pantă ușor, eu știu, simpatică. Haideți să folosim cuvântul simpatic. Ați avut o surpriză deosebită cu câteva zile în urmă, la care am fost prezent și noi, Dareghin TV, și eu ca persoană, și nu v-ați așteptat, asta e primul lucru, și a fost atâta lume încât, sincer, eu am fost impresionat. Spuneți-ne despre ce a fost vorba. Pentru mine a fost o surpriză deosebit de plăcută și emoționantă în același timp. Nu știam nimic care e tema. Știam doar că e o dezbatere sau un simpozion organizat de Biblioteca Orășenească în colaborare cu centrul din Târgu Mureș, directorul culturii din Târgu Mureș, domnul Nicolae Băciuț. Și Sorina m-a informat că va trebui să particip și dacă voi fi întrebat să iau și eu cuvântul. Dar nu știam despre eveniment și când am văzut atâta lume, emoțiile m-au copleșit. Da. Nu știam cum se va desfășura, mai ales după ce s-a făcut proiecția pe ecran. Deci or fi făcând proiecțiile astea cu subsemnatul, nu-mi dădeam seama, dar până la urmă am ajuns la convingerea că totul va fi vorba și despre mine. Dar mă așteptam ca în completare să fie și masa rotundă sau simpozionul, dezbaterea care era anunțată de Sorina. Sorina informase pe soția mea, dar soția mea nu mi-a șoptit nimic, nu mi-a spus niciun cuvânt. I-a spus că e ceva
dar și soția, spus că e o manifestare culturală exact. Organizată. Sincer, doar câteva persoane ăștia, toată lumea în afară de dumneavoastră. Da. Bun, sincer, domnul Mana a împlinit o frumoasă vârstă și prietenii, foștii colegi, rudele, persoane importante, inclusiv domnul Băciuț, inclusiv doamna primar Maria Plecu prezentă acolo, dar Ghinte de asemenea, pentru că, într-adevăr, o frumoasă vârstă și o viață dedicată culturii, în slujba culturii. Și de aceea vreau să întreb, cine sunteți dumneavoastră de fapt și ce legătură aveți cu cultura reghineană, în primul rând, sau a zonei noastre, a Văii Mureșului și a Gurghiului? Eu m-am născut pe Valea Gurghiului, din un sat îndepărtat, ultimul sat de pe Valea Gurghiului, satul Arșița. În copilărie am petrecut viața acolo în sat, apoi am urmat cursurile școlii generale, școlii primare în Toaca, 4 clase, după care în 1946-47 am plecat la ODAC, se organizase ciclul gimnazial, clasele 5-7, acolo am urmat școala generală. După care am urmat școala silvică din Gurghiu. După terminarea școlii silvice din Gurghiu, am fost repartizat tehnician la Ocolul Silvic Năruja din Vrancea. Wow. Am lucrat acolo aproximativ 4 luni, după care am fost încorporat în armată. În armată am fost încorporat în Craiova. Acolo am făcut 2 ani serviciu militar. În perioada serviciul militar am obținut toate gradele, iar în final am fost avansat din corpul sergenților în corpul ofițerilor, unde mi s-a dat gradul de sublocotenent. Cu acest grad am fost lăsat la vatră. Făcusem de fapt și un curs special a școlii de ofițeri de rezervă, tot la aceeași unitate în Craiova. Acolo am lucrat o perioadă îndelungată în armată ca furier, la regimentul 62 infanterie, apoi la divizia de infanterie din Craiova și ultima parte la generalul Vasile Băleanu, era comandantul corpului de armată 52 infanterie Craiova, unde câștigase foarte multe experiențe în scris și grafică. Lucram la hărțile topografice, la aplicațiile tactice militare, unde făceam numeroase schițe cu amplasarea armamentului de diferite tipuri, tancuri, aviație, artilerie, infanterie, trupe de genul și așa mai departe. De acolo am prins gustul artei, grafica în special. Am avut un scris deosebit, am fost evidențiat în nenumărate rânduri, un scris artistic care nu l-avea nimeni din unitățile militare. Pentru asta am fost și promovat până la cel mai înalt for de acolo din Craiova, la Corpul 52 Infanterie, la generalul Măleianu. După eliberare, în 1961, am participat la un concurs pentru ocuparea unui post în cultură. S-a aprobat un post de director la Căminul Cultural din Comuna Toaca. Pe atunci Toaca era o comună. Am câștigat concursul, am lucrat în localitate, de fapt și înainte de a mă încadra în calitatea de director, am jucat foarte multe roluri la piese de teatru și spectacole organizate pe scena Căminului Cultural din localitate. Și de acolo am fost și recomandat pentru așa ceva. Concursul s-a organizat de Sfatul Popular Raional pe atunci. După ce l-am câștigat, am intrat, cum v-am mai spus, în activitatea asta artistică, iar din 1963 am fost încadrat ca profesor suplinitor la Școala Generală din Comuna Toaca, unde am predat desenul, o specialitate a mea, care mi-a plăcut extrem de mult, în special desenul tehnic, dar nu numai, și educația fizică și sportul. Iar în 1966 am participat din nou la un concurs. Se organizase un concurs pentru un post de secretar de Consiliu Popular, Sfat Popular, cum se spunea pe atunci.
În urma concursului am fost declarată reușit. Am ocupat 6 luni postul de secretar al Consiliului Popular al Comunei Toaca și am fost trimis imediat la un curs de specializare organizat sub egida Facultății de Drept din Cluj, cu durata de 6 luni. După absolvirea cursului, am găsit pe un post de comunicare să organizeze un concurs pentru ocuparea unui post de metodist principal la Casa de Cultură, actuala Casa de Cultură Eugen Nicoară de azi, pentru post de metodist principal. Am participat la concursul respectiv, am fost vreo 6 concurenți, am câștigat concursul și din 1967 am lucrat numai în instituțiile de cultură din oraș. 10 ani la Casa de Cultură a Tineretului, până în 1977, la data de 25 iunie, când se înființase Clubul Tineretului, actuala Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. În perioada cât am lucrat la Casa de Cultură, pot să vă spun, am avut o satisfacție deosebită. Ca metodist principal, aveam sarcina de a organiza spectacolele la sediu. Era de fapt Braionul pe atunci și noi supravegheam toate căminile culturale din fostul Raion Reghin. Îndrumam formațiile artistice. Existau o groază de formații artistice în toate localitățile pe atunci. Aproape fiecare localitate avea un cor între 50, 70 până la 100 de persoane. Coruri renumite, cum era corul de la Slovăstru, corul de la Petera, corul de la Monor, corul de la Hodac, formații de dansuri, formații de fluieraj, formații instrumentale la Hodac, în alte localități, Monor, ansamblu de dansuri, de cântece și dansuri la Monor, care vestite, Valea Mureșului, pe aici, Edicel, Edicel Pădure, Edicel Sat, Luier, o groază de localități care aveau un potențial artistic deosebit pe atunci. Deci mă ocupasem de îndrumarea formațiilor din aceste localități și în același timp prezentam spectacole. Atunci se prezentau spectacole periodic. Da. Și prezentam noi Casa de Cultură, aveam o orchestră la Casa de Cultură. Constituit, aduceam instrumentiști de la Oila, de la Batoș, de la Solovăstru. 40, până la 40 de instrumentiști în orchestra de muzică populară, o groază de solii vocali, formații de dansuri, instructori de dansuri, de talie naționale, care câștigase numeroase concursuri la nivel național cu formațiile de dansuri, cu formațiile instrumentale. Era o mișcare extraordinară. Prezenta spectacole, după spectacole în localități, ne cerea publicul din localități să organizăm un bal și stăteam până dimineața, la 3, la 4, abia ne întorcem din localitățile respective. Obosiți, dar da, azi eu luam din nou la muncă. Mi-a plăcut munca artistică foarte mult și am dorit tot timpul ca în jurul nostru să se adune oameni talentați, oameni de valoare. Bun. N-am acceptat niciodată compromisuri și văd unele cazuri în zile noastre, cântă oricine, dar nu cânta oricine într-un spectacol. Asta trebuia să fie știți bine pregătit și instruit. Eu am o vorbă, toată lumea conduce mașina ziua de astăzi, dar e în mașină, dar nu e sigur că e și talentat, are talent la condus. Bun, luăm o scurtă pauză și revenim să ajungem la perioada Clubul Tineretului, extrem de marcantă. Toată viața domnului Man e superbă, dar de descris. Dar ajungem la Clubul Tineretului și la o perioadă în care extrem de multe lucruri s-au întâmplat, frumoase, plăcute, unicat pentru Reghin, cel puțin chiar și până ziua de astăzi. Pauză și revenim. Thank you.
Aici nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.daregintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști de imagini aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt parte a vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Am revenit, Reginul în direct, aici la Daregin TV pe micul ecran și Radio Galaxia 96,3 FM. Sunt Ghiță Zileru, subiectul de astăzi, o viață în slujba culturii, vi se destăinuie domnul Zaharie Man. 0365100116, număr de telefon, dacă doriți să interveniți. Apropo de subiectul de astăzi, bineînțeles, live, TV, radio, pe internet, absolut orice suport. Am ajuns cu povestea vieții domnului Man la Clubul Tineretului, la momentul în care... În ce perioadă ați activat la Clubul Tineretului, domnul Man? Clubul Tineretului s-a înființat la data de 25 iunie 1977. Atunci a fost inaugurarea, de fapt. Da. Noi îl preluasem clubul cu câteva luni înainte pentru executarea unor lucrări, ca atunci la inaugurare să fie totul să arate oarecum. Acolo a fost cinematograful Victoria, cinematograful Victoria, care era într-o stare deplorabilă. Nu te puteai apropia de acolo. Deci, după cutremurul din 4 martie 77, de fapt, imediat după cutremurul, la urmă de zile, am participat la concursul pentru ocuparea postului de director la Casa Tineretului, la București, la Comitetul Central. Acolo s-a hotărât și s-a dat examenul pentru postul de director la Casa Tineretului. Inaugurarea s-a făcut exact
în 1977, la data de 25 iunie. La deschiderea, la inaugurarea clubului, de fapt a participat chiar prima secretară a Comitetului Județean UDC, Angela Iserou atunci, care întâmplător în aceeași zi, de aici plecase cu Salvarea direct la Mureș, născuse în aceeași zi primul copil, care și ăla e artist la ora actuală. Mare artist în București, într-o formație de muzici, că ușor îmi scapă numele, dar oricum e o formație redutabilă care activează bărbatul ei. Adică copilul ei. Și până în ce an ați activat la Clubul Tineretului, domnul Man? Până în ce an ați activat la Clubul Tineretului? Până în 2004. În martie 2004. Până în martie, deci din 77 până în 2004. Da, 2004. O viață. O viață de om. Da. Bun, acum, eu vreau să vă întreb doar pentru că vreau puțin să sunt emoționante momentele și vreau să vă arăt ceva emoționant și pentru cei care își mai amintesc de unele nume din muzica reghineană, artiști reghineni, care unii dintre ei, din păcate, nu mai sunt printre noi, dar, mă rog, atât cât se poate. Eu îl întreb pe domnul Man, prima fotografie, dacă poate să-mi spună, este formația Selena? Da. Da, formația Selena și este primul, apropo de grafică, știți că v-a spus că îi plăcea desenul tehnic, este fundalul realizat executat de dumneavoastră. Executat de mine, da. Da. Fundalul, stele pe acolo, o rachetă care se vede pe fundal. Bine că acolo în poza asta se văd foarte puțină, să fundalul era foarte mare, înălțimea de 6 metri și lat de 10 metri. Bun, asta este apropo de Selena. Acum, mai am încă o fotografie apropo de o trupă celebră a reginului Trans, da? Da, formația Trans am constituit-o eu acolo la Casa de Cultură Eugen Nicoară, da. După care la plecarea mea la Casa Tineretului, formația a revenit aici la noi la Casa Tineretului. O formație foarte puternică care a avut colaborări cu mari artiști din țară. Da. Artiști de cinema. Da, într-adevăr. Teatru. Nume importante din România, da. Da. Și aici avem un grup vocal. Un grup vocal de muzică populară al Casei de Cultură a Tineretului. Constituit din parcă 10 sau 12 persoane, erau mai multe persoane. Toți erau, de fapt, soliști vocali, da, care cântau în ansamblu Ghiocelul. Bun. Și acum, pentru că era vorba de ansamblu Ghiocelul, da, uitați, eu vă arăt și un afiș, un proiect de afiș, apropo, cu ansamblul Ghiocelul, la un moment dat. Să știți, aici jos, chiar dacă nu, regia artistică Zaharie Man. Da? Da, domnul Man. Este? Da. Ansamblu artistic Ghiocelul și aici este Mândră-i Țara Mea Sub Soare. Artiști consacrați la acea oră și văd eu inclusiv acolo. Inclusiv o fiică de-a mea, inclusiv acolo, Rodica Man. Așa, Rodica Man, fiica domnului Man, prezentă acolo în acel spectacol. Dar eu vreau să vă mai arăt ceva și anume, pentru că de la bun început poate unii nu au înțeles rolul acestui afiș. Starea lui nu contează. Este... Spuneți, domnul Man, de fapt, de ce îl arătăm noi? Pentru că este primul afiș, da? Grafica acestui afiș, așa, negura timpului, așa cum arată el. Va aparține dumneavoastră grafica, da? Da, eu l-am executat așa cum aparține el. Dar pe atunci, știți, lucrurile era... La poligrafie se tipăreau foarte greu. Foarte greu, foarte greu. Foarte greu. Am vrut să vă arătăm doar felul în care se lucra și atunci. Deci, nu s-a inventat mersul pe jos așa astăzi, doar, sau ieri, sau internetul și altceva nu a mai fost. Și încă ceva, pentru că la Clubul Tineretului s-au organizat foarte multe spectacole și festivaluri. Unul dintre cele mai importante și aici în memoria doamnei folclorului românesc, doamna Marioara Morărescu era director artistic al festivalului Flori de pe Mureș, da? Da. Asta e ediția 10. Ediția 10 din anul 2000, da, într-adevăr. Bun. Și la final, pentru că tot vorbeam de grafică, să ne puțin peste ele, de ce? Sunt amintiri și e bine. 1965, da? Desenat Zaharie Man. Este prima încercare de... O moție a școlii generale din comuna Toaca,
Da. Care au absolvit 8 clase după ce învățământul școlar era la 7 clase. Pe urmă, da, devenise prima generație care... De 8 clase, da. Și dumneavoastră ați făcut grafica acestui... Grafica, da. Grafica acestui. Și-a mai făcut și alte tablouri la Toplița, la liceul din Toplița și la liceul Silvic din Reghin, din Gurghiu. Din Gurghiu, bun. Acum, pentru că v-am spus să vorbim despre lucruri importante, unice în felul lor... Ce festivaluri importante și ce oameni au venit în Reghin în acea vreme? Atât cântăreți, artiști, juriu, povestiți-ne puțin. Puteți să aveți notat acolo, sigur că da, absolut. Oricum, erau lucruri care se întâmplau doar acolo și erau de talie națională. Pentru că la acea oră era foarte greu ca într-un orășel mic cum era Reghinul, totuși nume importante din folclorul românesc să vină la Reghin. Deci, domnul. Dacă m-aș referi la participarea unor personalități de valoare la Festivalul Național, da, Flor de pe Mureș, câte ediții? Putem enumera câteva nume foarte importante. Da, vă rog, chiar vă rog, sigur că da. Regretatul solist de muzică populară Dragan Muntean, Ioan Bocșa, profesor universitar la Cluj, Nicolae Furduiancu, o personalitate cu renume în țara noastră și chiar și peste hotare, Mariana Anghel, Maria Dragomiroiu, Daniela Condurache, Elena Pădure, Florica Saha, Nicolae Mureșan, Matilda Pascal Cojocărița, frații Petreuș, surorile de la Cluj Codoreanu, Elena Jurgescu, Mihai Hoprea, de la ansamblu Armate din București, Dinu Iancu Sălăjeanu, Ionuț Fulea, Nicolae Sabău, Valeria Petre Predescu, Leontina Pop, Aurel Tămaș, Aurel Ciceoan, Sava Negreanu Brudrașcu, Leontina Dorca, Carmen Sas, Nicu Novac, Cristina Turcu Preda, Dumitru Pugna, Zorica Savu, grupul vocal instrumental Iedera, Laura Lavric, mare de taragotist Dumitru Fărcaș și multe personalități care au participat în cele 13 ediții care s-au organizat aici la Reghin. Deci Festivalul Național Flor de pe Mureș, da? Să nu uităm. Da. Flor de pe Mureș, da. Da, era considerată de specialiști în materie, considerat pe locul al doilea după Maria Tănase. Asta era aprecierea domnului profesor universitar Gheorghe Oprea, care era președintele jurului aici, șeful catedrei de folclor la Academia de Muzică din București. Și Ludovic Paciag, un mare compozitor, absolut, unul dintre cei mai mari compozitori de marșuri militare, ăsta la 20 de ani, era șeful fanfarei militare din Târgu Mureș, la 20 de ani. Un muzicolog de excepție. A fost președinte de juriu în 4 sau 5 ediții. Apoi, pe urmă, a fost Gheorghe Oprea și au mai urmat-o Florentina Sadmari într-o ediție. Deci numai nume și nume. Și doamna Mărioara Murărescu. Da. Da. Într-adevăr, extrem de important dacă aceste nume au fost la Reghin. Deci, eu, știți ce vreau să punctez puțin? Faptul că permanent Reghinul a fost un motiv de mândrie din punct de vedere cultural. Adică aici s-a întâmplat ceva. Și în altă epocă și ulterior. Este foarte greu să încerci astăzi să povestești cum era. Dar totuși, cum se organiza un festival în acei ani, domnul Man? Pentru că în 13 ediții ați avut timp să vă loviți de toate. Erau obstacole, da, într-adevăr. Era greu de rezolvat, însă lumea înțelegea și primele ediții care s-au organizat, tineretul participa efectiv la orice manifestare, fără să fie prea mult împins de la spate.
În contrast cu ce există astăzi, că dacă nu îl plătești, nu vine nici la activitate artistică, nu la muncă, câte muncă s-a făcut acolo. Pentru Casa Tineretului, noi când am preluat acolo de la cinematograful propriu zis... Era o ruină. O ruină. S-a dat jos toată tencuiala din interior, că era în măsură să cadă tavanul pe oameni. Și s-a dat toată, mă amintesc că pe mijlocul sălii de spectacole până în spate era un morman de moloze atât de mare încât nu-i vedeai pe ceilalți din partea cealaltă. Și tot acest moloz a fost transportat de tineri cu gălețile jos în curte, cu gălețile, vagoane întregi, pentru că tencuiala pe unele locuri depășea 8 centimetri pe cărămidă și oricând se putea prăbuși și mai ales tavanul, ca tavanul de fapt a fost și consolidat cu un sistem de suspensie acolo pe pereții laterale și ancorat încât i-a sprijinit tavanul în 8 puncte centrale tavanul să nu se prăbușească pe oameni, pentru că sunt grinzile de lemn. Grinzile-s de lemn. E o clădire veche. E o clădire foarte veche. De sute de ani, sigur că da. Și tot molozul și atâta activitate patriotică, îi se spunea pe atunci, atât au făcut-o tinerii, dar fără să fie împinși așa de la spate caz, trebuie să tragă ei să vină la activitate din astea. Oricum, satisfacțiile în momentul în care toate aceste nume și plus concurenți, fiecare ediție, concurenți, emoții, formație, foarte, foarte, foarte complicat, satisfacția dumneavoastră la momentul final al fiecărei ediții, cum era? Cum vă simțeați? După fiecare ediție mă simțeam relativ bine obosit, dar relativ satisfăcut, pentru că aprecierile specialiștilor din juriu, acelor care participau, au fost întotdeauna pozitive. Și sălile erau pline întotdeauna. Și sălile erau pline, în contrast cu cei astăzi, că astăzi nu prea vin la activitățe. Da. Asta este un apel. Cei care vin, da, în special cei care participă fără bani nu vine nimeni. Atunci veneau totul gratuit. Nimănui nu-i se dea niciun ban în afară de cei care vineau la televiziune sau colaboratorii externi. Am care înțeles. Veneau, susțineau recitaluri după concursul propriu zis. Așa. Bun. Mai luăm o scurtă pauză și vreau să după aceea să intrăm și așa, câteva minute, într-un segment în care noi doi, eu cu domnul Man, am și colaborat acolo, așa întâmplător, prima dată ca și tânăr care merge și ulterior am mai făcut și eu câte ceva în acel club al tineretului, să ne amintim cu plăcere de acele vremuri. Pauză și revenim. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scul TV, singura emisiune realizată integral de genii reghineni, fiecare vineri seara la Dare TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
Am revenit, reinul în direct aici la Darii TV pe micul ecran și Radio Galaxia 96,3 FM. O viață în slujba culturii, domnul Zaharie Man, invitatul meu, și bineînțeles, viața dânsului împletită cu, eu știu, cultura, da? Se poate spune așa. Oricum, e o viață dedicată culturii. Ajungem și la segmentul la care, la un moment dat, pentru că era o instituție pentru tineret, a apărut și nevoia de forma de distracție numită discotecă, da? Da. Și la Clubul Tineretului era singura discotecă, da, în oraș. La un moment dat a mai apărut ceva, dar aceea era de o vară și a dispărut, dar cea care a rămas mulți, mulți ani în continuare. Cum a fost cu ideea discotecii? Noi, după inaugurarea clubului, începuse seriile de dans cu formația de muzică ușoară, trans și Selena, care cântau zile de sâmbătă și duminică. Organizam, de fapt, un fel de baluri. Da. Dar spațiul era cam mic și limitat între scenă, și pentru că se construise scaune, scena și scaunele erau fixe și nu mai aveai spațiu suficient. Și era nevoie de o discotecă ulterior. Am avut privilegiul și norocul să conduc instituția într-o perioadă când la primărie erau niște oameni inteligenți și oameni serioși la conducerea orașului, de care Bunar Alexandru era primarul orașului. Am avut-o pe Ana Badiu, care răspundea de cultură și învățământ pe oraș, pe Mărioara, pe Bârsan. Niște personalități deosebite. Și din partea tineretului, pe Bonciu Ioan și Traian Harpa, care niciodată nu s-au amestecat în problemele casei de cultură a tineretului, a clubului propriu-zis, să-mi dicteze, să-mi impună, să organizez activități strict politice, ci m-au lăsat să organizez activitățile prevăzute în regulamentul de funcționare a instituției, care au fixate de mine. Deci ăsta a fost un avantaj extraordinar. Văzând că lucrurile merg foarte bine, și rezultatele sunt excepționale, pentru că se organizează în fiecare an concursul la nivel local, județean și național. Și Casa de Cultură, într-o perioadă relativ scurtă, în aproximativ 7-8 ani, câștigase peste 160 de diplome, la nivel județean, la nivel central. O groază de premii întâi, încât unii din conducerea Institutului de Cultură a județului Mureș mă invidiau și m-au avertizat chiar. Ce, băi, Manule, spunea unul, director al Centrului de Creație Artistică din Târgu Mureș, tu vrei să cucerești tot acum? Vrei să cucerești totul? Urmărești numai diplome? Păi erau realizări. Ce te apuca pe tine, băi, cu festivalul ăsta Flori de pe Mureș? Când noi, la nivelul județului, n-am reușit să organizăm un festival de genul ăsta. Mare, mare, mare. O să ajungi să plătești pentru lucrurile astea? Bine, voi răspunde în final, zic, de orice. Deci, spuneam că am avut privilegiu să lucrez într-o perioadă cu niște oameni deosebiți. În special, doamna Ana Badiu a fost o femeie de excepție. Odată nu mi-a spus, băi, Mane, vezi, organizează acțiuni politice și nu artistice. La mine se organizau strict artistice. Se mai organizau plenarele lor. Da, era plenare, conferințe sau ce. Era normal, era o sală unde se ținea, sigur. Însă mi-a dat posibilitatea să mă aleg și oameni talentați, să ne aduc pe oricine în instituție. Da. Și am avut o perioadă că acolo s-a înființat un curs, am înființat primul curs, de fapt, de canto popular în Reghin, în perioada 85-86-89, primul curs de canto popular cu 9 soliști de muzică populară. Ăștia la toate concursurile de participau luam cel mai mare locuri. Se întâlneau de multe ori ca Aurel Tămașe cu ăștia, vedete ale cânticul popular, băi, au venit ăia de la Reghin, dacă au venit ăia, noi se debărică ieri. Și luau, noi, în unele cazuri, nici mențiune, chiar Aurel Tămaș spunea într-un spectacol aici, nici mențiune n-a luat, ceea de la Casa Tineretului a luat toate premiile. Locul întâi, locul doi, locul trei. Rodica, fica mea,
la 5 festivalul la care am trimis-o în țară, la toate a luat locul întâi și marele premiu. Pe urmă, Anuța Crișan Toncean, da, 7 concursuri cu locul întâi la nivel național a câștigat. Și alte numeroase concursuri, adică participat și la altele. Da. Dumitru Gliga. La fel, nume pe care... Marina Angela, Ortansa Șerbănuț, Laura Fer, care era o cântăreață deosebită. Am și recomandat-o după absolvirea cursului de canto popular, a fost recomandată pentru conservatorul de muzică clasică. A terminat conservatorul și azi soprană undeva la un teatru din Olanda. O cântăreață de excepție. Super. Deci oriunde mergeau soliștii ăștia noștri de la Reghin, câștigau concurse. Bă, dacă îți veniți așa așa se și spunea, bă, a venit școala de la Reghin. Da, da. Școala de la Reghin. E clar. Condusă de un profesor emerit, Cira Liviu. Da, domnul Cira, Regretatul Cira Liviu a fost un om de excepție. Da. Așa ceva, un talent și atâta pasiune cât a avut omul ăsta pentru pregătirea și instruirea lor, înainte de fiecare concurs, le spunea. Și pentru locul 2 sau 3 ești gata, dar dacă ești primul, pentru locul 1, da, e formidabil. Și calitățile lui de om cinstit și corect, de o moralitate ieșită din comun. Eu aveam un contract de colaborare cu domnia sa și trebuia să-l plătesc conform normelor didactice. Cu atâta pe oră. E, el făcea cursurile separat cu fiecare solist. Repetiții la solfegii făceau toți împreună, și dar apoi, pe urmă separat, da, făcea cu fiecare solist separat. Și făceam în fiecare lună fișa de pontaj. Și când venea să semneze, se uita acolo. Eu îl pontam pentru fiecare zi, că el era prezent la fiecare curs. Dacă nu i-a lipsit solistul 30 de minute, el 30 de minute le tăia din. Și eu trebuie să modific fișa de pontaj. Sau dacă n-a venit ora și nu era din vina lui, că el era, da, prezent. Sigur că, da, el era el un om... tăia foarte, ora întreagă. Foarte corect. Foarte. Extraordinar. Da. Așa ceva mai rar. Idee neimaginat. Corect. Iar pregătirea lui profesională era de excepție. El cu corul, cadrul didactic, a câștigat toate marile premii din țară la festivalurile corale. Absolut peste tot. Numeroase premii, avea un cor de 120 de persoane și avea o ureche atât de fină muzicală că auze vocile de acolo când coborând de pe scenă, se trăgea cortina, atrăgea atenția, zice, dumneata de acolo, de la tenor sau de la bas sau de la... Ai avut... Zice, ai luat-o prin urzici. Așa ureche fină, ajungea vocea unuia. Da. Bun. Deci oameni deosebiți. A fost înconjurat permanent de oameni deosebiți și pentru că oameni deosebiți, vă dau două nume, dar foarte scurt, a cărei viață ați influențat-o dumneavoastră, da? Prin hotărârile dumneavoastră, felul în care v-ați purtat, este vorba de actuala directoare a Bibliotecii Municipale, doamna Sorina Bloș, și directorul Casei de Cultură, Ionică Conțiu, da? Deci foarte scurt, dumneavoastră ați fost la un moment dat pentru ei mentorul, da? Și cel care a reușit să-i pună acolo unde trebuie. I-ați simțit că sunt oamenii potriviți pentru ceea ce urma să fie. Director de instituții, pur și simplu. Vă spuneam la început că ei colaborau cu Casa de Cultură înainte de a fi angajați la Casa Tineretului. În formații diferite. Ionică, actualul director la Casa de Cultură, Eugen Nicoră, era instrumentist, un violonist bun. Atunci aveam dirijor pe unul, Marius Petruț. Iar Sorina participa la alte activități artistice, în toate domeniile, se pricepe la orice. Extraordinar de talentată. Așa e și neamul lui, da. Așa era taică-sul. Eu cu eram director de cămin cultural la Toaca, taică era cu momente vestele ca Puiu Călinescu, da, da, la București. Da. Era un om extraordinar. Da. Prieten foarte om bun cu tatăl meu, știu, da, te cunoaște. Și toată, da, familia, străbunicii ei de acolo, la Toaca, erau oameni de mare valoare. Și așteptasem pentru ei până când au îndeplinit condițiile să-i aduc la Casa Tineretului. I-am ajuns la Casa Tineretului și s-au format, nu datorită mie s-au format, mediului, ci datorită mediului și talentului lor.
Talentul lor a fost extraordinar. Ăsta e un mare virtuos al arcușului, Ionică, iar ea e o artistă, desăvârșită din toate punctele de vedere. La spectacole de teatru, spectacole, la orice, la poezie, la muzică. Muzică, tot. Și muzică populară, inclusiv muzica populară, o interpretează foarte bine. Da. Dar să nu mai vorbesc de muzică folk. Absolut. Că două muzică ecou, folk nu cred că nu are cred că cineva egalează acele momente ale Sorinei. Bun. Și acum vreau așa spre final să trag puțin și spre mine. Și noi ne-am cunoscut acolo, nu? Domnul Marc, cum vi se părea, nu știu, mulți ani a fost, da? Mulți am colaborat. Cum era tinerii atunci? Strict părea dumneavoastră așa, în felul în care se distrau așa. Erau trei seri pe săptămână, dar era singurul loc unde la un moment dat putea asculta muzică. Sincer, asta e. Colaborarea care am avut-o împreună a fost extrem de fericită. Când erai acolo prezent la discotecă, eram sigur că se desfășoară condiții normale. Nu era nimeni atât de talentat ca să poată prezenta piesele de la discotecă așa cum ai prezentat în perioada respectivă. Mulțumesc. Și abia te aștepta publicul. Publicul, numai că nu s-a obișnuit să aplaude, dar... Era extraordinar. Da, era extraordinar. Iar frumos. tineretul a învățat foarte multe datorită prezentării care s-a făcut ireproșabil și comportamentul lor a fost excepțional. Nu cred că ați văzut conflicte propriu-zise în discotecă. Nu. Afară s-au mai întâmplat, că mai veneau din alte localități, din special din Solovârstul și Petelea, din acea care mai deranjau din când în când. Asta este, dar per total... discoteca era extraordinară. Deci, așa în câteva secunde, viața dumneavoastră, dedicată culturii, în slujba culturii, cultura în viața dumneavoastră, vă simțiți satisfăcut de viața pe care ați dus-o? Da. Pe deplin satisfăcut. Împlinit? Referitor la toți membrii din familie. Vă spuneam anterior... Da. Că toți din familie dominăm un anumit domeniu artei. Da. Adriana arta plastică. Da. Rodica. Rodica muzica populară. Da. Soția noastră. Țesături, cusături, broderii. A organizat numeroase expoziții și a câștigat și la faza finală titlul de laureat și medalie de aur. Perfect. O familie în cultură, în cultura reghineană, mureșană, familia Man. Mulțumesc, domnul Manzaharie, multă sănătate și viață lungă, liniștită, să vă bucurați de tot ceea ce ați reușit în viață. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Sunt Ghiță Zilăru, până la o nouă întâlnire aici, la Reghinul, în direct. Numai bine! Vedeți astăzi la jurnal. Nu aruncați gunoaiele la întâmplare. Sunteți pasibili de amendă de la 200 la 400 de lei. Circulația în centru va fi închisă duminica. Măsura se aplică în lunile mai până în septembrie, între orele 9 și 20. Nu puneți pacienții pe drumuri. Activarea cardului de sănătate se poate face la orice furnizor de servicii medicale. Un grup de studenți le-a oferit micuților din Reghin un instructaj dentar și periuțe de dinți. Copiii de la grupa de dans sportiv antrenați de coregraful Raluca Râtea au pregătit un moment artistic special pentru campionatul balcanic de culturism. 4 elevi reghineni ne vor reprezenta la finala campionatului național de lupte libere pentru școlari. Despre toate acestea, imediat la Jurnal de Reghin. Abisor, firma autorizată ISCI. Instalații încălziri centrale, proiectare și execuție instalații de gaz, verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Abisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4.
Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmacov oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmacov oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust. Nu ratați promoțiile Evora Center.